Hei, hei, hei! Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2. Dragii mei, suntem pe cariera noastră roleplay, unde înaintăm cu pași așa mai încetișori, mai cum, nici nu știu cum să spun. Încercăm și noi să facem ceva, dar nu prea ne iese. Da, avem 70.000 și am promis data trecută că încercăm să cumpărăm remorcă. Hai să vedem dacă avem bănuții. Mă interesează să luăm un frig. Da, hai să vedem dacă ne încadrăm. Dacă nu, trebuie să mai așteptăm. Din câte observ... Dar nu ne dă voie pentru că nu avem level. Hopa, și ăsta e box trailer. Bun, și frig când ne dă voie? Abia la level 15. Ok, am înțeles. 69.000. Remorcă marfă uscată, podea mobilă. N-ar fi rea. Asta. Asta n-ar fi rea, sincer să fiu. Asta e pentru cereale. Să luăm o prelată, să avem și noi o prelată. Care e diferența? Asta e cu două axe, asta e cu trei axe. Să luăm o prelată, să avem și noi și după aceea mai vedem noi sau așteptăm pentru frig. Aș lua asta, de exemplu. Asta îmi place. Să luăm platforma asta. Aș lua, sincer să fiu, platforma asta aș lua-o. Mă uit un pic. Astea-s BDF-uri deja. Scombo. Frigul ăsta, deci ăsta ne-l dă la level 15. Și o grămadă de bani, o căruță de bani. Hai să luăm platforma asta. Hai să luăm platforma asta să vedem și noi care e viața. Podea de oțel, cu ea putem transporta cam orice tractoare, cazane și așa mai departe. Hai să vedem. Ce zice? Unde doriți să stocați remorca? Păi în Luxemburg, în altă parte nu am. O avem acolo, deci practic nu o să putem să o folosim acum. Nu ne-am luat un garaj în altă parte. Am putea să ne luăm un garaj aici la Kiel. Ia hai un pic să vedem noi cum putem proceda să facem în așa fel. Să facem treburile cum e normal. Nu avem decât la Luxemburg. Ok. Ia să vedem noi un pic ce avem noi. Am dormit, din câte știu eu și mi-aduc aminte. Hai să pornim un pic camionul. Să vedem ce avem pe aici. Vreau să vedem... Uite așa, să întoarcem camionul aici. Vreau să vedem dacă avem posibilitatea să luăm aici un garaj. Asta mă interesează. Nu știu dacă avem această posibilitate și vreau un pic să cercetez zona, pentru că dacă avem această posibilitate, ne luăm un garaj aici, pentru că e în partea de nord a Germaniei și cu siguranță ne poate ajuta și totodată luăm platforma. Aia e toată treaba. Înțelegeți voi? Așa că facem dreapta, uite garaj, văd în stânga parc acolo, nu? Parc acolo am văzut. Hai să mergem pe aici. Hai să mergem repejor, poate ne încadrăm. Ne încadrăm și noi, ne încadrăm. Foarte bine, Dorelai. Uite. Ai, bobiță, dă-o încolo. Serios? Bă, nu știu ce să mă mai fac cu amenziile astea, mă. Deci m-a terminat, mă, amenziile astea. Mă dă la psihic, mă. Incredibil cu amenziile astea. Bă, dacă toți suntem aici, hai să mergem în cartea și la service. Hai ca să luăm încet să facem treburile, că până la urmă curse... Opa! Curse tot avem timp să facem, sincer să fiu.
și zic că mai ok e să ne axăm un pic și pe mentenanță. Hai să mergem un pic la service. Hai să vedem, să rezolvăm un pic, să vedem dacă avem ceva de reparat la camion. N-am făcut un service de ceva timp. Ia să vedem, configurație service. Nu, e bine, e bine, suntem bine. Mai avem posibilitatea și de configurație, să schimbăm cabina. Putem, dar n-avem bănuți, mă, bobiță. 38, instalarea acestui element ar putea reseta unele elemente în stare implicită. Da, nu ne place, nu ne place, nu ne place, nu ne place, nu ne place. Nu ne, adică ne place, dar nu avem bănuți. 38.000, ești pe capul de unei atâția bani. M-ar fi interesat motorizarea să schimbăm un pic. E slăbuță motorizarea noastră, e foarte slăbuță. Cât avem? 460 de cai? Asta ar merge. 600 de cai. N-ar fi rea deloc. N-ar fi rea deloc. Chiar nu știu ce să zic. La interior nu avem ce să facem prea multe. Da. Nu, îmi place așa cu axă. Deși aș putea să folosești cu axă viratoare, n-are axă viratoare spate încă. Da, nu, e clar, e clar, e clar, nu. E bine că l-am reparat, las. E destul. E destul așa. Hai să mergem să vedem, să vedem garajul, poate reușim. Să vedem cât costă, nici nu știu cât costă, sincer să fiu. Așa că să vedem acum împreună dacă ne încadrăm cu bănuții, bineînțeles. Vreau să iau și platforma aia, 50 ceva de mii, și vreau să rămână și ceva bănuți, pentru că o să avem nevoie. O să avem nevoie, cu siguranță. Uite, aici avem garaj, dacă rămân și eu. Da, ăsta e garaj. Și un garaj destul de... Ce ai făcut? Ce ai făcut, băbiță, de 180.000? Mamă, câți bani! Doamne, câți bani! Nu am atâția bani, ești nebun la cap! De unde să am atâția bani? What the... Băbiță, ce facem? Achiziționarea remorcii. Băi, nu zic că și o prelată ar fi bună. Podea de oțel. Și asta ce are? A, asta are doar două osi. Am înțeles. Și asta are trei. Băi, zic să luăm platforma și încercăm să ajungem la noi acolo, la oferte stoc. Ok. Luăm platforma să fie cumpărată. Corect? Zic eu. Și vedem. Vedem. Hai să o cumpărăm. Acolo unde e, aia e la garaj, la Luxemburg. Și încercăm încet, încet să ne ducem în jos. Și plasarea în orașul Luxemburg. A, dar nu ne ia tot atâția bani. Am crezut că mi-a ceva în plus, știi? Felicitări, remorca a fost cumpărată și va fi stocată în garajul selectat. Poți selecta remorca din managerul de remorci. Ok, my friend, am făcut prima achiziție de remorci. Păi, da, ce mă bucur. E bine, mă. E bine. Îmbunătățiri remorcă. Ia, uite, băbiță, că putem să facem și îmbunătățiri la remorcă. Păi bine, bă, bobiță, și de ce nu-mi spusești? Vopsea track. Ia uite, bă, câți bani poți să dai pe astea. Nivelul 5-6, noi suntem la nivelul 11. Ia uite, ia uite, pentru remorcă, cutie, alea. Uite, pot să pun pe șasiu, pot să pun astfel de cutii? Da, dar nu-mi dă voie, văd că.
Curios. În fine, administrare de morți, păi n-am ce să administrez, că nu am luat-o. Statut, vânzare, mutare, configurare, faceți-o privată. Nu vreau să o fac privată, utilizați. Pot să o utilizez acum? Hă? Doriți utilizarea, o veți putea regăsi în garajul din Luxemburg. Vă așteaptă în garaj din Luxemburg. Da, știu, istețule. E tocmai în Luxemburg. Da. Ok. Nu e nicio problemă. Hai să luăm o cursă. Să mergem și noi în zona aia acolo. Da, bine. Dacă nu, măcar una scurtuță care să ne ducă într-acolo. Noi suntem aici, în Kiel. În Kiel și din câte văd, ăsta nu ne duce încolo, ăsta ne duce, dar e lunguță și banii nu chiar cine știe ce. Eu zic așa să mergem, din scurt în scurt, avem mai multe șanse. Hai să luăm pe asta. Părerea mea, zic eu. Nu? Hai să dăm un pic ușor el așa cu spatele. Uite așa. Uite așa, bobiță, că am văzut în oglinzi, nu vine nimic. Nu poate decât să ne bucure. Uite atât. Și hai să mergem, să luăm remorcuța și plecăm în jos. Încercăm să ajungem în Luxemburg să luăm platforma, să luăm remorca noastră. Să vedem cum ne descurcăm, să vedem dacă e convenabil, dacă câștigăm mai bine. Poate asta ne ajută să ne dezvoltăm mai repede. Până la urmă asta căutăm, nu? Sperăm, sperăm să fie așa cum am spus. Nu știu. Nu știu, nu am jucat cu remorcă niciodată în Euro Truck Simulator 2 și de aia sunt un pic așa entuziasmat. Chiar sunt curios să văd care e faza, cât câștig e sau care e diferența. Aia e. Cam iară te-ai oprit în mijlocul intersecției, Dorelai. Ce-ți mai place, Dorelai? Ah, da. Bă, ca de obicei uit să pun muzică, ești nebun? Uite, efectiv să pun muzică. Am zis că pun de fiecare dată, dar mă grăbesc și uit să pun muzică pe fundal. Na, ce să fac, ce să fac? Îmi cer scuze. Da, trebuie să sărbătorim oricum. Trebuie să sărbătorim. Am luat noi remorcă. Ce vorbești, mă, băiatule, mă? Nu vine să cred că am luat platformă. Serios, dacă nu. E prea tare. E prea tare. Z. Hai. Hai că e bine. Oh, stai, că am greșit. Aici trebuia să intrăm, ne întoarcem înapoi. Uite, bă, firma, mă, Dorelai, ce faci, bă, băiatule? Uite, firma e aici, mă. Aici trebuie să intrăm să luăm remorca. Uite așa, acelea. Zac. Acolo ne-a arătat traseul cu tot cu remorca, dar noi canci. Ia să vedem, bursă, transporturi. Asta e. Spre Osnabrück. N-am mai fost la Osnabrück, deci e foarte bine. Deoarece ați venit cu remorca dumneavoastră în acest spațiu, aceasta trebuie transportată la garajul aferent din Luxemburg înainte de a accesa această livrare. Ce? Stai un pic, Boviță. Deoarece ați venit cu remorca dumneavoastră în acest spațiu, dar n-am remorcă. Ce remorcă am venit? Ești nebun? Aceasta trebuie transportată la garajul aferent din Luxemburg înainte de a accesa această livrare. Păi normal, nu înțeleg de ce. Doamne, m-a obligat să mă duc în Luxemburg? Eu nu aveam remorca cu mine, n-am înțeles. Cred că e eroare din joc. N-avea nicio logică, eu n-am venit cu remorca mea aici. Cine știe ce. Ia uite, bă, n-a intrat în viteză.
A, ba da, a intrat în viteză, dar era pe mic. Tipic lui Dorel. Tipic lui Dorel, băbițe. Uite, remorcuța noastră e acolo. Zanc. Aia-i tată. Hai să vedem. Să ne facem de cap un pic. Trebuie să intrăm perfect, cică, ca să luăm remorca. De când avem modul ăsta. Așa, facem așa. A cincea roată, brațe, ligătă, suporții, pa, 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 gata, am înțeles. S-a ridicat și suporții, am luat și remorca, nu? Corect. Hai să dăm un pic cu stânga, să avem grijă să nu agățăm ceva pe acolo. Aia, tăticule. Și mergem la Osnabrück și de acolo găsim cu siguranță ceva aproape de Luxemburg sau poate chiar Luxemburg. Vedem cum e mai ok. Aici facem dreapta. Dreapta facem. Vine ceva? Nu vine nimic. Zit. Și am dat direct. Mergem în capăt și facem stânga. N-are rost să fac stânga aici. Dreapta, iară stânga. N-are rost, chiar nu are rost. Uite așa, frumos, elegant. Hai, poate prindem și noi verde când ajungem la semafor. Prindem? Nu prindem. Ba da. Am prins și verde, numai să fim atenți când e belea cu amenziile. Ne încadrăm pe banda asta să depășim toți hoții ăștia. Limitare de 50. What the? Ochii pe kilometraj acolo, da? Ochii pe kilometraj, nu fiți răutăcioși. Ia uite la cum s-a băgat, mă. N-a semnalizat, nu nimic. S-a băgat doar ca să nu mă lase pe mine să trec în fața lui, mă. Doamne, ce om, bă. Bă, ce om. Hai să ne dăm în dreapta, că n-avem noi nicio șansă, după câte observ. După câte observ eu. Oricum trebuie să facem dreapta? Nu. Mergem jos noi. Tot înainte mergem, da. Noi mergem tot înainte. Trebuie să coborâm înspre Frankfurt, încolo. Înspre Köln. Düsseldorf, partea aia. Na, acum s-a dat pe dreapta. Ce v-am spus, bă, că e... Drăgușori, mă, ăștia. Hai să-i facem lucrul ăsta, să intre și să încadreze și el aici pe bandă. Că așa se face, normal, elegant și corespunzător. Ia să ne uităm dacă intră. Uite că intră, a intrat, nu? N-a intrat, acum a intrat, avea. Hai să ne retragem, ușor, Dorel. Stai, mergi regulamentar, că nu vreau să plătești amenzi. Mergi regulamentar mai bine, dar văd că ăștia merg sub. Hai să depășim. A, dar nu, că facem... A? Ba nu, e bine. Doar că n-am putere la deal. Asta e tot... Iveco e, mă. Din dreapta. Da. Hai că prindem și noi un pic de viteză. Sper să nu prindem prea tare. Atenție la camioane. Ia uite-l. Ați văzut? Bine că s-a asigurat. Măcar ăsta s-a asigurat. Mergem cu 80. Atenție, Dorelai. Atenție. Atât. Bineînțeles, mergem iar la consum. Turația optimă e în... chiar acolo, până în 1500 sau 15.000, nici nu mai rețin exact, dar ceva de genul, parcă 15.000, 1500, nu mai știu. Cred că trebuie să avem tol, nu? Dacă nu mă înșel eu în curând. Uite ce frumos, lumini, alea, elegant, corespunzător.
Bă, dar mă bucur că am luat platformă, sincer. Chiar mă bucur că am luat platformă. Sper să facem o figură frumoasă, sper să câștigăm ceva, având remorca noastră. Sper să fie ok. Îți dai seama că o să ne dea curse doar pentru remorca noastră. Dacă vrem altceva, mergem fără remorcă, dar remorca rămâne în garaj acolo. Vezi, asta nu e chiar... Adică trebuie să căutăm curse pentru remorca noastră. Ia să vedem. Suntem bine. Suntem bine, bine de tot. Și ăla merge cu 80. Acum merge și el cu 80. Până acum n-a mers, acum merge cu 80. Var, mă, cadere să vă fie și vouă. Na. Uite, limitare de 80. E tunel. Stai să vezi că se bagă și ăsta. Se bagă. Aba nu. Am crezut că se bagă și ăsta aici. Te aștepți la ăștia, la orice te aștepți. Da. Depășim, n-avem voie, dar hai, treacă, meargă. Bagă gaz, Dorele, să poți să ieși de aici liniștit, că altfel te ia radarul. Hai să semnalizăm dreapta, să ne încadrăm pe bandă. Nu l-am încurcat, deși poate am fi vrut. Opa, poliție, ai grijă, Dorele, că e de belea. Ai grijă, Dorelai. Bă, ce stă ăștia, mă, nu se lasă deloc, mă. Hai să ne încadrăm și noi pe banda din dreapta. Frumos joc, mă, frumos, reușit. Era fain dacă puteai să ai să te să buțești camionul, știi? Să vezi toată chestia asta și mai ales să te lase să cobori jos tu din camion. Super tare, ar fi fost first person, știi? Da. Cam nu le poți avea pe toate. Oricum, față de ce a fost, a evoluat destul de mult și sunt sigur că în anii viitori o să fie și mai și. Mă aștept, de exemplu, să se implementeze într-un joc de genul în dreapta. Să se implementeze VR-ul. Să poți cu VR, pac, stai și te uiți stânga-dreapta cu VR-ul. Deși, dacă nu mă înșel, cred că există deja. Nu știu sigur. Nu știu sigur, nu vreau să duc în eroare, dar cred că asta ar fi super tare. Să poți juca ETS 2 cu VR-ul. Să te uiți cu VR-ul, efectiv. Super ar fi. Super. Dai privirea în stânga, pac, ai văzut, știi? Dai privirea în dreapta, ai văzut. Cred că asta mi-aș dori cel mai mult. Îi dăm și noi? Îi dăm și noi tot 80 limitare? Tot 80. Aoleu, mă, micuța mea. Aoleu, ce-i mai place? E greu la deal. Fii atent că sunt cu 11-a și turația e destul de optimă și abia dacă urc un kilometru acolo. E belea. Am greutate. Trebuie să mă uit să văd ce car, că nici nu mai știu ce car. Ia să vedem. Ce car, domnul? Îngrășământ, 20 de tone. A, de aia, bobiță. 20 de tone. 20 de tone, 20 de tone, bobiță. Da. E un pic de încărcătură. E un pic de încărcătură. Stai pe banda ta, Dorele. Stai pe banda ta, că e belea. Bă, deocamdată suntem bine. E bine, eu sunt mulțumit. Mai ales dacă și reușesc să ajung fără incidente la destinație. Mult n-ar trebui să mai avem. Să punem... Nu. F5. Bremen. Nu mai e chiar mult. Trecem de Bremen și ajungem în Osnabrück. Suntem bine. Ok.
Am cumpărat remorca, avem un garaj. Poate pe viitor, poate găsim ceva mai ieftin. Ăla era scump, dar era și upgradat, adică era... Nu era garajul ca garajul nostru care îl avem. Poate avem norocul să găsim un garaj mai ieftin pe unde mai umblăm și să mai luăm un garaj acolo, să avem, să ne putem duce ba la unul, ba la altul, știi? Aia e toată treaba. Da. Uite și centura Bremenului. Da. Păi în Germania nu prea au nevoie de centuri, efectiv centură fizică, pentru că au autostrăzi și e înconjurat aproape fiecare oraș de autostrăzi care trec pe acolo și se intersectează. Și la ce să mai faci centură? Bine, sunt, dar nu la scara asta așa cum ne imaginăm noi. Și oricum îți mult, nu-i chiar așa aglomerație cum mai vedem noi prin București. Se face și în Germania la ore de vârf, dimineața la 7, 8, 9 și seara începe iarăși. Dar seara mai mult din cauza accidentelor și așa mai departe. La dimineața, da, se fac. Dimineața chiar sunt aglomerații și pe acolo. Stau, așa se numește în Germania, în momentul când e aglomerat un drum, stau. Am stat în stau odată 4 ore jumătate în Germania. A fost un accident foarte grav. Și iarăși, cel mai mult și cel mai mult am stat într-o aglomerație, într-un ambuteiaj, din cauza emigranților în cale. Dormeam jumătate de oră, mă punea poliția să mă mișc 5 metri mai în față, iar dormeam jumătate de oră, iar era o coadă pentru vapor, pentru a trece canalul, da, canalul Mânecii. Era o coadă imensă, imensă și nu aveam ce să facem. Era un singur rând, eram păziți de poliție. Jandarmeria Franței ne păzeau, ne aduceau, chiar ne-au adus și apă, din câte mi-amintesc. Am stat la coadă și o zi jumate până să urc pe vapor. Și da, somnul așa a fost. Se mai întâmpla, de exemplu, în aia o zi jumate, se întâmpla să ne tragă la un moment dat într-o parcare, să ne lase acolo să facem 4 ore de pauză și după aia ne duceau mai departe, știi? Iar băga alții acolo ca să se poată dormi omul, îți dai seama că n-aveai cum să stai pe marginea drumului să dormi. Și ne băga, stăteam câte 4-5 ore, pac, ne scotea băga alții și pe noi ne înainta mai în față și tot așa. Dar foarte aiurea a fost, foarte aiurea. În Anglia, după aia, când m-am întors înapoi, tot la fel am stat vreo 8 ore în coadă ca să ajung la vapor. Deci era coada aproape de centura Londrei. Deci de la centura Londrei, din Londra până la vaporul din Dover, de la canalul Mânecii, era o distanță destul de considerabilă, undeva la 100 și ceva de kilometri. Ei, imaginați-vă că toată distanța aia erau camioane pe toată distanța aia. Incredibil, adică ceva de speriat, eu așa ceva n-am văzut. Da. Și acum la noi în țară, când îi vezi pe ăștia că, bă, na, se mai formează, mă, la ore de vârf, e normal, se mai formează ambuteiaje, mai crapă unul, mai dă în unul, în altul, mai, na, ce vrei, asta e treaba. Dă prin stație repede. Bă, ce s-a întâmplat acolo? Mai stăm mult? Bă, mâncați-o și ochișorii tăi. Cum adică? Na, bun, hai, că îi spui la om, știi? Hai, bă, dar ce face, bă, de nu se mișcă? Și începi și se înjură și se... Na, ca românul nostru, cum îi place lui să mănânce șaorma mult și cu de toate, știi? Eu iubesc România foarte mult. Doar că unii oameni
dacă au un BMW, se cred mai bogați decât alții care au milioane de euro în cont. Și, na, auzi prin stații diferite, nici nu știu cum să spun. În fine, ideea e că la noi lumea mai are multă pâine de mâncat, e multă needucație, să spun așa, și din cauza asta oamenii au așteptări o grămadă, grosolane. Dacă, de exemplu, ai o problemă cu un drum și te duci și te plângi și spui că, bă, drumul ăla când se face, că e jale, că nu știu ce, ești nemulțumit că nu ți-l face. Când ți-l face, că în cât timp ți-l face? Când, bă, mai încolo, că cum îl face, că a pus terasament dublu, că i-a pus rigolă, i-a tras și canalizare, i-a băgat și firele prin pământ și, bă, hai, du-te, dracu, tu în loc să te bucuri că ți-a pus la beton în fața porții, tu mai faci figuri acum, vrei și canalizarea, vrei și rigola, vrei toate, că terasament de nu știu cât, bă, bravo, mă, bravo. Până acum stăteai și plângeai că îți rup bucșile și planetarele în găuri și acum când omul îți spune beton, te întrebi dacă ți-a tras și firele prin pământ. Aia era durerea ta mare. Acum, să-ți tragă firele alea prin pământ. Înțelegeți? Mai cam despre asta e vorba la noi, în țărișoara asta noastră. Hai că am ajuns și noi. Se pare că am venit la o fermă. Bineînțeles, nici nu aveam unde cu marfa care o avem. Hop, hai să vedem. Bineînțeles, 90 de puncte de mult nu am mai avut. Așa că ne place, ne place. Da, și asta e treaba. Asta e treaba, băbiță. Și ea că acolo nu mai făcea nimeni scandal. Că bă, că de ce, că nu știu ce. Odată emigranții în calea acolo au aruncat pe calea ferată unde trec trenurile care merg pe sub mare, da, care ajung în partea aialaltă, au aruncat, au dat foc acolo, au aruncat cauciucuri și au ars. Păi de ce, bă, că poliția unde a fost, că nu știu ce, că nu știu cum, români, că n-a auzit, îți dai seama că vorbesc prin stație. Dar el uită că la el în țară e mai ceva decât ce au francezii acolo, știi? Da, chestii din astea, știi? În fine, v-am spus, sunt multe, multe, tare, multe experiențe care le-aș putea povesti, dar ne trebuie timp. Dar cu timpul o să vi le spun cu cea mai mare plăcere. Bă, bună camera asta, am mai spus și o repet. Bună, rău de tot. Mergem un pic mai în față, vreau ca să intru perfect acolo, că avem timp, nu ne grăbește nimeni. Știți cum e. Și știți vorba mea, bă, mai bine te dai jos, te uiți și că așa e corect. Uite așa, dăm un pic mai cu dreapta, ca să intrăm cât de cât acolo cum trebuie, da? Eu asta vreau să fac, întotdeauna să intru. Oricum sunt, de exemplu, unde te duci și parchezi câteodată prin Anglia sau Olanda sau... la milimetru, tată. La milimetru. Atâta rămâne spațiu de un deget mic între linii unde trebuie să intri cu camionul. Da. Bun, bun, bun. Excelent. N-am ajuns la level 12, dar poate data viitoare vom fi mai... norocoși. Dragii mei, suntem în drum spre Luxemburg pentru a ne lua remorca noastră, platforma în dotare, dar o luăm cu pași mici. Ce să facem? Asta e treaba. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Sper că v-a făcut o reală plăcere, că episodul ăsta a fost cam cu de toate, zic eu, doar cu accidente, nu?
și amenzi mai puține. Nu ezitați să folosiți rubrica de comentarii. Am o rugăminte, nu mai puneți întrebări pe Facebook pentru că nu vă răspund. Am spus și acelora care au făcut-o și vă spun și vouă tuturor, prefer să primesc întrebările în rubrica de comentarii a videoclipului din care face parte întrebarea voastră și să vă ofer răspuns acolo pentru a vedea toată lumea despre ce e vorba, pentru că poate întrebarea ta vrea să o mai pună încă 10-20 de persoane și atunci cred eu de cuvință că are un mai mare impact asupra comunității, un mai mare beneficiu. Așa ajuți și tu mai departe la rândul tău. De aceea, revin, am rugăminte la voi să lăsați întrebările în rubrica de comentarii de pe YouTube și vă răspund cu cea mai mare plăcere pentru că sunt foarte activ acolo. Dragii mei, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Nu uitați să folosiți butonul de like, share, subscribe dacă n-ați făcut încă și bineînțeles clopoțelul cu notificări, să-l buguiți un pic așa, să-l dați cu capul de poate și revine și începe și el să-și facă treaba. Așa cum spuneam, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, vă salut! Numai bine!